Vineri 21 aprilie, în jurul amiezii, un bărbat de 75 de ani s-a angajat în traversarea neregulamentară a podului peste râul Suceava din cartierul Ițcani, el fiind lovit în plin de un autobuz TPL. În urma impactului, acesta a fost rănit grav și a fost transportat la Spitalul Județean Suceava. Scena de groază s-a petrecut vineri 21 aprilie în zona podului de peste râul Suceava din cartierul Ițcani. Un bărbat în vârstă de 75 de ani care s-a angajat în traversarea neregulamentară a podului a fost surprins și accidentat de un autobuz TPL de pe linia 5 care circula spre cartierul Ițcani. În urma impactului, bărbatul a suferit un traumatism cerebral destul de grav. După câteva minute, la fața locului a ajuns un echipaj SMURT care l-a transportat pe bărbat la Spitalul Județean Suceava pentru investigații medicale amănunțite. La data de 21 aprilie 2017, în jurul orei 13:50 de minute, un bărbat în vârstă de 37 de ani din municipiul Suceava, în timp ce conducea autobuzul pe strada Cernăuz din localitatea de domiciliu, în zona podului peste râul Suceava, a surprins și accidentat un bărbat în vârstă de 75 de ani, localnic, care se deplasa în calitate de pieton și care s-a angajat în traversarea neregulamentară a părții carosabile. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea pietonului, în vârstă de 75 de ani. Au fost prelevate probe biologice de sânge șoferului și a fost testat cu aparatul ElectroTest, rezultatul fiind negativ. Pietonului i-au fost recoltate probe biologice de sânge, acestea neputând fi testat cu aparatul ElectroTest datorită stării de sănătate, în cauza întocmirii de un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Din primele verificări efectuate de polițiști, vina pentru producerea accidentului aparține pietonului, însă la definitivarea cercetărilor se va dispune procedural prin unitate de partie competentă.